ok. Și iar mi-am închis WhatsApp, iar n-am vorbit o săptămână, iar se ducea și vorbea cu vecina mea de vis-a-vis, care de vârsta mea, și zicea că eu sunt o nenorocită, că nu știu ce, ok. Într-un final, eu pe data de, împreună cu Ilie, am hotărât pe data de 12 octombrie, am și bonul de la ăsta de divorț, ne-am dus să divorțăm la notar. Timp în care am făcut, atunci am făcut și convenția matrimonială pe care o avem și rămânea ca să finalizăm divorțul pe data de 14 noiembrie. Pe data de 14 noiembrie el nu a venit cu mine în fața notarului și mi-a zis în fața notarului, eu nu sunt prost să te las pe tine să-ți refaci viața și să mă lași pe mine. Și nu a vrut să semneze. Și am plecat de acolo, era să fac infart. N-a vrut să semneze și gata, asta a fost. A zis, nu, eu nu te las. Ce? O să țin 5 ani în divorț, bagă la tribunal, 5 ani o să te țin? Nu. Uh-huh. Am plecat, ne-a invitat Ana și cu Reghe, ne-au invitat în Abu Dhabi să facem revelion acolo cu un grup de prieteni. Și am plecat împreună și cu fetița mea cea mică, dar problema este că acolo am avut același subiect. Cazacul în sus, cazacul în jos, cazacul. Deci eu în fiecare zi când mă întâlneam cu el, adică eu nu locuiam cu Ilie, eu momentele în care eram cu el erau când plecam în Dubai sau undeva, înțelegi, sau pe unde plecam, sau mai venea la mine la apartament. Deci eu nu m-am întors niciodată pe Andrei Mureșanu. Erai captivă în căsnicia asta. N-am fost captivă în căsnicia asta. Eu îți spun ce s-a întâmplat. Acum, eu îți spun ce s-a întâmplat. Faptele așa s-au întâmplat. Eu nu folosesc cuvântul captiv pentru că șapte ani de zile eu am fost foarte fericită până în momentul în care mi s-au întâmplat lucrurile acelea de am ajuns la spital. Acum, pe final. Da. Acum, din câte am spus, eu n-am locuit deloc în casa lui Ilie, deloc. De două ori am fost acolo într-un an de zile, în 2017. Ilie venea la mine la apartament, sau dacă mergeam în Dubai, sau dacă mergeam unde mergeam. Când ne-am întors înapoi, ideea este că inclusiv pe avion, jumătate de avion, el a băut un pic mai mult și tot avionul, fetița mea și toată lumea, numai asta a auzit, cazacul, că nu atâta. Deci el avea obsesie cu chestia asta. Păi, repet, era normal să aibă obsesie, adică... Păi da, da, dacă tu ai obsesie, termină relația, pentru că nu este bine pentru niciunul dintre, nu era bine pentru niciunul dintre noi doar să se aud, doar să îmi scoată ochii. Când eu am trecut prin ce am trecut. Poate a felului de a se descărca, știi? Da, dar de ce eu când mi s-au întâmplat problemele alea și când am fost singur acolo și toate câte mi s-au întâmplat, eu nu am spus niciuna dintre femeile cu care a fost. Adică, totuși suntem, din punctul meu de vedere, suntem două suflete. Adică, de ce eu ar trebui să nu sufăr și el trebuie să sufere dublu? Adică, adică eu m-am pe mine. Eu mi-aduc aminte că le-ai cam zis, ai făcut cu Cici panorama dână. Păi cum să nu fac la ceea ce mi s-a întâmplat? Păi, deci nu, stai, cu care am mai făcut? Șalantă. Cu fata, colega noastră. Stai un pic, că n-am ajuns acolo, că o să povestesc de ce am făcut. Că toate au, nu sunt chiar așa, toate au un motiv și o logică, da? Ia. Ok. Și eu, în fine, mai aveam încă un proiect în care nu m-am dus și el a zis că îmi dă o sumă de bani ca să nu merg, că nu știu ce. Uh-huh. Și am avut 4 luni foarte, adică nu am avut 4 luni foarte ok. Se preconizau 4 luni fără respectivul, că era plecat sau cât o fi fost, că a fost 4 luni, nu știam câte sunt. Așa. De tot acest timp, în spatele meu stătea fost un soț, adică eu dacă mergeam la Timișoara, ăla era tot timpul, se împrietenise cu Ilie. Nu știu de ce. De când îi furnizase pozele cu Cătălin din discoteci și cu mine, era mare prietenie între fostul meu soț și Ilie. Era un foarte bun prieten mai nou. Și păi, m-am dus în același film. Păi asta vreau să zic, da. Păi da, ideea este că eu m-am dus la Timișoara. Partea 3 și partea 2. Mama mea are o tumoare. Nu vreau să zic altceva. Și a fost operată și trebuia să merg pentru remene. Și trebuia să mergem pentru remene și era și ziua mea atunci, adică era cu 2-3 zile înainte de ziua mea și făcusem o masă la un restaurant, dar eram cam o persoană, erau surorile mele și 4 prietene, nu era niciun bărbat și la un moment dat m-am trezit cu Ilie, care Ilie nu vorbea cu mine, eram certați, cred că cât de cât de la faza cu cum mi-a făcut în Dubai și în Abu Dhabi. Uh-huh. Și m-am trezit cu el pe la jumătatea mesei
foarte nervos, așa, intrând balvârtej în restaurantul ăla. Bine, mamei mele s-a făcut foarte rău. Mama mea chiar dormea cu, și stătea uneori cu un aparat din ăsta de respirat. Bineînțeles că nu. Deci atunci nu era niciun bărbat din bărbații imaginari pe care visa fostul meu soț, care întotdeauna încerca să bage bețe în roate. Și îl adusese fostul meu soț. Și cred că mașina, tot el organizează să-l aduc acolo. Deci a venit inopinat, nici nu mi-a zis la mulți ani, nici nimic. I-am zis, Ilie, stai la tort, și a și plecat. Drept pentru care eu a doua zi am băgat divorțul. Pentru că mama mea s-a simțit foarte rău. Și mi s-a părut totuși umilitor să vii doar să mă prins cap în șoareci, adică era jocul de șoarece și pisica, adică nu înțeleg unde a vrut să ajungem. Și dacă chiar a vrut să-mi asum, eu am venit asta să-mi asum. Nu sunt cruce de biserică, nu sunt, nu mă bat cu pumnii în piept că sunt vreo sfântă sau vreun exemplu de urmat și că, vezi, Doamne, numai m-a înșelat, am venit să spun adevărul, ce am făcut, am făcut. Adică pe bune, nu știu de ce joacă asta de șoarcele și pisica, pe bune, de ce m-am simțit foarte prost în primul rând față de mama care era bolnavă și pe care am dus-o repede acasă, nu se făcea așa ceva, știe și el că a greșit, pentru că a venit și mi-a stricat ziua, cu 5-6 prietene, nu era nici un bărbat la masă, nici măcar soțul surorii mele. Și după care i-am zis, mă, tu înțelegi că fostul soț, așa, care nici el n-a vrut să renunțe la mine în momentul în care eu am început relația cu Ilie, da, pentru că eu, da, când am început relația, când eram divorț, am avut un scandal, vai de capul meu, vreo jumătate acum, de an. Tu acum de ce plângi? Că încă îl mai iubești pe Ilie, pe Ilie, că ți-e ciudă că n-a mers relația? Pentru toată situația. Că îl iubești foarte rău pe Cătălin și nu reușești să ajungi la el? Ce drăguț ești, nu. Nu știu, na. De mâine ești liberă și poți să începi relații cu Cătălin dacă ajungeți la divorț. Adică omul a dat poze cu mine și m-a vândut, dar ca pe Iisus Hristos. Dovadă, Brigitte, chiar n-ai nicio dovadă. Da. Deci, și bă, poate că dacă ai ști, dacă ai afla adevărul, te-ai dar nu vreau să vezi în câte feluri să pot nevoie scăpa pozele alea. Adică eu nu cred că el face așa nu ceva. Nu cred, repede, deci, dar, mă rog, nu are nicio legătură. Da. Tu, în primul rând, plângi el a făcut-o? Ilie, plângi după faptul că s-a dus... Nu știu, mie vine să plâng, eu nu plâng după cineva, cred că îmi plâng după mine. Sincer, nu plâng după Ilie. Păi de mâine vei fi sunt tu o persoană emotivă, poate. Vei fi tu și... Cred că sunt o persoană copil emotivă și de asta am vine să plâng. Pentru că trăiesc momentele care le-am trăit atunci și n-a fost foarte ușor pentru mine, pentru că chiar nu greșisem în momentul acela cu nimic. Și el a venit să mă acuze pentru ce-i spusese omul ăla. Și... Na. Tu acum ești într-o altă relație cu un alt băiat. Cătălin, da, o să ajungem și acolo. Cătălin e trecut. Wow. Păi, din februarie și până în septembrie, câte luni oficialul, sunt? Oficialul, că nu e oficial. Scuze. Da. Din februarie și până așa, mai este mult. Eu a doua zi m-am întors în București. Adică nu, peste două zile m-am întors în București și am băgat pe data de 8 februarie divorțul. Când nimeni nu mai credea și așa, tot eu, lupul, i-am băgat divorțul. M-am enervat așa de tare că am băgat divorțul. Și am și spus, rămâi cu Ovidiu și ia-te de mână cu el și faceți-vă... Ovidiu, fostul soț. Fostul meu soț. Da. Rămâi cu el și stați amândoi împreună și bine mersi, că eu n-am de ce să mai stau cu unul care ascultă pe care te-a urmărit și ți-a făcut toate chestii, acum te iei după el. Ok. Și... Apoi... Nu băgasem foarte bine, nu știu, actele sau nu timbrasem cum trebuie. El a venit într-o zi la mine acasă, mi-a luat ceva acte, dar mi l-a dat înapoi, nu este nicio problemă. Drept pentru care trebuie să mai bag încă o dată divorțul, asta a fost, s-a amânat o lună și am primit termen pe data de 26 septembrie și suntem astăzi. Mâine, da. Așa. Eu în luna martie, în luna martie, m-am asociat cu doi băieți la magazinul meu. Unul dintre ei este Corneliu. Așa. Actualul iubit, pot să-i spun, da. De mâine putem să-i spunem oficial iubit. Așa. Actualul băiatul cu care am pozat până acum și cu care am fost plecat în Dubai. Ilie știe de el. Da, știe. Înainte ca să am orice legătură cu el, noi mergeam la promenada, la sală. Pentru că era sala, ok, un etaj mai sus decât magazinul și era ok să mergem acolo la sală. Eu lângă mergeam și la masaj, era super ok. El este, nu? A, nu. Sau cine e acolo? El e, nu? Ele, da. Da, el e băiat. Așa. Da. Păi îl vedeam acolo numai. Da. Așa, nu acolo nu se vedea. Și
E ok așa, sportiv, pare. Mergeam la sală toți. Și la un moment dat ieșeam de la sală și și m-am trezit. A, și era coadă la apă și eu aveam un shaker cu proteine. Și el avea o sticlă de 1,5 litri de apă și mă gândeam să stau la coadă să beau și eu o sticlă de apă. Și zice, hai să spun apă de la mine. Și momentul în care a vrut, îmbrăcați în geci, în tot, să plecăm. Și momentul în care a vrut să vină spre mine să-mi pună apă în shaker, m-am trezit cu Ilie. De unde este Ilie în poveștile astea? Scuzați-mă, de unde tot apare Ilie? Din Ilian. Nu chiar mă, că dai în primul number one. Era undeva la un restaurant care le intră în... Deci aia era prima ta întâlnire cu Corneliu când a vrut să stoarne apă? Nu, a fost prima lui Ilie întâlnire, da. Noi mergeam trei în trei la sală, eu și cu cei doi băieți. A, deja era într-o relație cu el. Nu eram în relație. Am dat, ca să se înțeleagă, am dat certificatul constatător. V-am dat certificatul constatător în care reiese. Cred că și de cât timp sunt asociată cu el. Cu mult timp înainte ca să am vreo legătură cu el. Asta am înțeles, dar atunci când îsturna apa, atunci... Nu, atunci nu aveam nimic, mergeam doar la sală. Adică eu nici măcar nu făceam sală, eu am făcut clasă. Deci băieții făceau sală, eu am făcut clasă. Adică clasă aerobică. Deci nu avea nimic, dar el îsturna apă și a apărut Ilie. Pam. A apărut Ilie, exact. A apărut Ilie și l-a luat de ieri. Păi vezi, mă, deci Ilie îi dă vină, mă. Nu cred că și în seara asta. Dacă n-apărea Ilie, nu mai divorțat. Nu mai punea omul apă, sau punea și nu mai vedea nimeni. I s-a arătat. Prima dată când am avut, de fapt, o relație, mai mult decât o relație, așa, de prietenie, a fost la patru zile după ce l-a prins pe Ilie și a luat permisul. Am înțeles. În ziua ce a murit sora. Știu. Și a doua zi după ce am mormântat-o pe sora lui, atunci am început. Trebuie să ne oprim. E într-adevăr, a fost atunci, a fost o cavalcadă de evenimente nasoale în viața lui Ilie.